Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! eda Edaice are doar 32 de ani, și cu toate acestea a reușit să cucerească publicul încă de la primele apariții pe micile ecrane cu talentul ei desăvârșit și cu o carisma aparte frumoasa actriță a acumulat 15 ani de activitate pe platourile de filmare deoarece a debutat încă din perioada adolescenței și de atunci s-a dedicat trup și suflet actoriei. Telespectatorii din România au cunoscut-o încă din anul 2019, când a apărut în distribuția serialului Prețul Fericirii, difuzat la Canal D, în care a dat viață personajului principal Ildis. Eda Ece s-a născut în 1990, în Istanbul într-o familie înstărită, în sânul căreia a crescut și a primit o educație de seamă. Părinții ei, actori, i-au transmis talentul și pasiunea pentru actorie încă din primii ai de viață. Micuța Eda a luat contact cu lumea fascinantă a cinematografiei încă din perioada adolescenței și peste ani, a dorit să studieze în domeniu pentru a duce mai departe tradiția de familie însă la vârsta majoratului Eda s-a răzgândit și a decis să urmeze facultatea de psihologie, în cadrul Universității Bilci din Istanbul. Treptat însă tânăra a realizat că nu va putea renunța la pasiunea ei pentru actorie și s-a orientat către o școală privată de teatru, pe care a absolvit-o cu brio și astfel a devenit o actriță cu drepturi depline. pline. În urmă cu aproape doi ani, tânăra actriță l-a cunoscut pe basketbalistul Burahan Tuncer, de care s-a îndrăgostit iremediabil, iar anul acesta cei doi s-au logodit și la scurtă vreme s-au căsătorit. Nunta fabuloasă a avut loc în Istanbul, într-o locație de poveste, unde cei doi miri au avut alături rude, prieteni și mulți colegi de breaslă.